Am să las pentru prima ședință pe domnul Gavian să fie cel care ghidonează această ședință și încet, încet o să înțeleg și eu cum funcționează. Mă scuzați pentru prima ședință. Vreau să vă dați. Bună, vă mulțumesc, domnul președinte, bună ziua. Suntem în forum și suntem la cadrul comunității, lipsesc motivat de la ședința de astăzi două persoane, este domnul consilier județean Delta Flavis, care este în delegație, și domnul Popovici Ionuț, la fel în delegație. N-am văzut, nu mi-au comunicat mie delegațiile, dar eu propun să-i motivăm. Bine. Ați văzut ordinea de zi, ne întâlnim într-o ședință extraordinară, într-o convocare uzuală, și anume cele trei zile libere pe care le dictează legea, codul administrativ, și v-am comunicat ordinea de zi structurată pe 5 puncte. Primul punct pe ordinea de zi este comisia de numărare a voturilor. Este o comisie funcțională, de-a lungul mandatului se va întruni ori de câte ori e necesar votul secret. Comisia se va alege prin vot deschis. Punctul 2 și 3 prezumă alegerea vicepreședinților Consiliului Județean. Aici va fi vot secret. Punctul numărul 4, constituirea comisiilor de specialitate. Aici e o nuanță, am făcut un amendament și o să, când ajungem acolo, să-i dau citire. Fiecare consilier din cei 28 excepte, făcând vicepreședinții și președintele, cu Consiliul Județean, vor trebui să facă parte din o comisie de bază și din cel mult trei comisii din care incumbând și comisia de bază. Cam astea ar fi cele 5 proiecte pentru care domnul președinte a convocat ședința de astăzi, la care se mai adaugă încă un proiect, o procedură de urgență, domnul președinte. E vorba de o oportunitate care a apărut acum, e vorba de un memorandum. Un memorandum pentru necesitatea redeschiderii apelului de proiecte de consolidare a capacității de gestionare a crizei sanitare COVID. Și aici există o oportunitate ca din fondurile de 350 de milioane de euro alocate, dacă ne mișcăm repede, să putem și noi să facem un spital modular nou, care va fi folosit acum pentru a ușura munca cu pacienții COVID, iar după ce va trece acest fenomen neplăcut, sperăm să fie cât mai curând, acest spital modular să rămână înspre folosul și îmbunătățirea condițiilor de cazare. Alegerea membrilor comisiei se face prin vot deschis, individual, dacă se mai anotă propune pentru aceeași calitate, același loc în comisie, se va supune votului deschis, individual, și vom vedea ce rezultă. Dacă sunteți de acord cu amendamentul meu, repet, nu este un amendament de formă, este de fond și afectează substanța proiectului. M-a spus, fiecare consilier trebuie să facă cel puțin parte dintr-o comisie de bază. Așa va fi și remunerat într-un cumul activitatea în comisia de bază sau în celelalte comisii și activitatea în plenul ședințelor ordinare și extraordinare. Comisia 2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, mediu, turism și sport. Este compusă din 7 membri, 4 membri PNL și domnul Pisăriță, vă rog să nominalizați. Șobanu Cristian, Surdu Daniel, Pisăriță Ion, Galescu Cornel. Din partea PSD. Domnul David Sfărnar. Și din partea Pro-România. Bona Mihai. Din partea FMP. Doamna Gabriela Bărăi. Din
Ioanu Cristian. Unanimitate. Pentru domnul Surduc. Pentru domnul Chisăriță. Pentru domnul Galescu. Pentru domnul Izernar, de la lucru de la groapa de gunoi, de la lupa, n-a mai funcționat. Și ca să nu blocăm întregul proces de colectare, sortare și așa mai departe, la locale, Consiliul Local Reșița, în ședință extraordinară convocată de îndată, ne-am propus tot de principiu iată, să ne dea trei utilaje, shredder, se cheamă, toate sunt niște prese și valori, și noi, prin proiectul de hotărâre, de principiu, ne asumăm că procedura de urgență este vorba de valorificarea acestei oportunități pentru a putea face un spital mobil în care vom caza, da. Domnul președinte, noi nu le avem proiectele astea. Chiar nu știm ce, despre ce e vorba. Admiratorul să le prezinte o comisie. Să le citim o casă. Deci astăzi, la ora 10, am primit... Ce problemă există? De ce nu le primim? Imediat vă spun, dar vă spun și logic. Astăzi, la ora 10, am primit pe fax de la Ministerul Fondurilor Europene o adresă semnată de Secretar General al Guvernului Antonel Tănase, o adresă de înaintare prin care se anexează un memorandum al Guvernului semnat inclusiv de domnul prim-ministru Ludovic Orban. Aici, în proiectul respectiv, ne spun că următoarele spitale de urgență, deci Cluj, Târgu Mureș, Constanța, Bihor, Oradea, Francea și spitalul de urgență Reșița, sunt eligibile pentru... Nu contestăm urgența. Da. Da. Ar trebui să-l citim. Dacă nu contest urgența, chiar există să voteze acum. Da. Da. Nicio problemă. Haideți să luăm o pauză de 5 minute. Constant, care este pregătit pe probleme juridice, atâția ani are experiență, a lucrat aici, în Consiliul Județean, și pe domnul Vidu Rădoi, fost senator, care este în politica de 20 de ani, acum nu vom avea nicio scuză dacă nu facem treaba, dar sunt convins că așa cum și în alte părți din țară, dar nu numai în alte părți, ca și la Reșița, administrația liberală a demonstrat că poate să facă treaba, sunt convins că vom reuși acest lucru și la Consiliul Județean. Vă mulțumesc, propedan, dacă mai o să fiu scurt, avem mai multe discuții aproape din alte ședințe de Consiliul Județean. Referitor la, hai să spunem, motivul pentru care m-am angajat în acest proiect. Exact acum 13 ani, pe 2 noiembrie, am plecat din Consiliul Județean în avocatură. Sincer, la momentul respectiv nici nu mi-a trecut prin cap nici că să fim consilier județean, dar că voi ajunge peste exact 13 ani, în 2 noiembrie 2020, vicepreședinte al Consiliului Județean. M-am angajat în această acțiune din dorința de a încerca să-mi pun în practică expertiza pe care am avut-o încă vreo 8 ani de zile înainte în Consiliul Județean și să încerc să schimb împreună cu conducerea Consiliul Județean, cu ceilalți consilieri județeni, să schimbăm, în primul rând, modalitatea de abordare a modului de a interacționa cu colectivitățile